Nu lăsați pe diavolul să vă arunce de sus, din relația cu Dumnezeu la pământ și să vă facă o priveliște pentru lume, o rușine. Nu lăsați. Nu lăsați pe diavolul să vă arunce și să vă ducă în iad cu el. Nu lăsați, ci luptați cu el. Și poate te gândești în seara asta, uitându-te la tine, dacă ești în adunare, trag nădejde că nu ești chiar mort spiritual, dar poate ai început să adormi, poate ai început să fii doborât de somn, poate ai început să te uiți pe fereastră, poate ai început să cazi, dar în această seară vreau să spun ceva. Mai există o șansă și încă poți, până n-ai căzut, încă poți să te întorci la Dumnezeu. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Chiar dacă ai căzut și căderea ta e mare și ai ajuns jos, Dumnezeu mai poate să facă o minune. Singurul lucru care l-a salvat pe Iutih a fost o minune. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Apoi zice, în cele din urmă a fost adus viu în mijlocul adunării și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Și acesta e lucrul pe care vreau să vi-l spun. Dumnezeu poate să reabiliteze, dar ascultați-mă bine, reabilitare din partea lui Dumnezeu nu înseamnă să-ți ceri iertare în seara asta și mâine să mergi să faci la fel. Reabilitare din partea lui Dumnezeu nu înseamnă ca în seara asta să spui: Doamne, îmi pare rău, cum ai făcut-o de multe ori, și vinerea viitoare să nu mai vii la tineret, că iar ai alte motive. Reabilitare nu înseamnă în seara asta să-ți plângi păcatul și de mâine te lași iar pradă diavolului. Nu, reabilitare înseamnă că te uiți la Hristos și spui: Doamne, am nevoie să mă scap, am nevoie să mă ridic și am nevoie să mă eliberez. Dar Doamne, eu nu mă mai ating și nu mai fac. Și din seara asta iei cuvântul lui Dumnezeu. Și din seara asta iei rugăciunea. Și din seara asta iei în serios biserica. Și din seara asta lupți cu diavolul. Și din seara asta dai X la site-urile acelea. Și din seara aceasta spui nu păcatului. Dar pentru ca lucrurile acestea să se întâmple, trebuie să fie câțiva pași. Și vreau să cer, după ce vă spun aceste lucruri, să ne apropiem de rugăciune. Plac atât de mult lucrurile care spune cuvântul că s-au întâmplat aici. Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și cu siguranță s-a rugat. Vreau să vă spun că mai există o șansă chiar și atunci când ești declarat mort. Există o șansă pentru că pentru noi s-a coborât cineva, așa cum Pavel s-a coborât la Iutih. Vreau să vă aduc în față în această seară o coborâre mult mai mare. În momentul în care Iisus Hristos s-a coborât din cer pe pământ. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a lăsat cerul, s-a întrupat și a venit pe pământul acesta blestemat. Și s-a coborât între oameni. S-a coborât între noi. Și știi ce a făcut Iisus Hristos după ce s-a coborât pe pământ? Spune cuvântul că Pavel s-a repezit spre el, cu alte cuvinte, s-a plecat spre el. E bine, vreau să vă spun că a fost un moment în istorie în care Iisus Hristos s-a plecat spre noi. Știți când? Când stătea pe cruce. Era cu mâinile întinse pe cruce, cu picioarele bătute în creioane, la Hristos s-a plecat spre noi. Se uita la lume și spunea: Tată, iartă. Că nu știu ce fac. Și în cele din urmă, așa cum Pavel a luat în brațe pe Iutih, Hristos poate și vrea să ne ia în brațe pe fiecare dintre noi. Acela e momentul în care Iutih a înviat. Momentul în care Hristos te ia în brațe. El poate să învingă și moartea ta spirituală, poate să învingă căderea ta și păcatul tău. Dar am o întrebare în seara asta. Vrei să te ia Hristos în brațe? Vrei în seara asta să te cobori la poala cruciului Hristos și să spui: Doamne, vreau să te pleci spre mine în seara asta, spre viața mea, spre inima mea? Oare nu ți-a ajuns, drag tânăr, că te-ai cochetat cu biserica, că te-ai uitat pe fereastră? Nu ți-a ajuns că te-ai acceptat păcatul și nu ți-a adus nicio opinie decât frustrare și resentimente? Ascultă-mă, ți-a adus vreo împlinire păcatul? Da, pe moment, dar după aceea mustrări de conștiință, durere. De ce trebuie să merg de la o doză tot mai, de la o doză mică la una tot mai mare? De la o plăcere tot mai mică la una tot mai mare? Știți de ce? Ca să acoperi frustrarea, resentimentele și supărarea și neîmplinirea pe care ți-a produs-o păcatul. Dar în seara asta
Vreau să vă chem la Iisus Hristos. Și în seara asta vreau să vă chem înaintea Lui. Și atâta să spunem, Doamne, vreau să Te apelez spre noi. Și vreau în seara aceasta ca Iisus Hristos să trezească inima și cugetul nostru. Și dacă avem mintea adormită de păcat, dacă diavolul a început deja să ne adormă cu minciunile Lui, cu înșelăciunile Lui, și dacă ești pe prag, în pragul căderii, dacă ești acolo, preferează, ești aproape să cazi. Vă rog ca Iisus Hristos în această să intervină și în viața